Convocatul, prefectul să se convoace comitetul pentru stații de urgență. După ce l-a convocat după 20 de zile, ne-a acuzat că noi nu suntem prezenți. Păi comitetul trebuie convocat în 2 zile, nu în 3, în 20. Iar a doilea lucru, să nu mai dea declarații halucinante legate de punerea în pericol a centurii, pentru că rampa de la pata Râd Vechi este acolo dintotdeauna, iar mișcările gunoiului nu le poate controla nimeni, pentru că ele s-au întâmplat datorită acumulărilor de apă de-a lungul timpului și a pungilor de noroi sau ce vreau este acolo. Gândiți-vă că a fost rampa Crăciunului de 50 de ani. Noi acum suntem în procedura de închidere. Închiderea era finalizată, cum a spus la început, în noiembrie, am fi estimat că e gata. Închiderea vechii rampe, dar din cauza acestor elemente se va mai prelungi. Dar ce vă pot asigura este că noi deja am luat măsurile pe care, la momentul respectiv, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, toate ni le-au impus. Lucru pe care prefectura știa de 20 de zile. Dar asta nu știam noi. Da. Adică, noi ca și Consiliul Județean, pentru că până la urmă apare pe un post de televiziune la nivel național și cade pe numărul tuturor și noi dacă suntem întrebați de alegători sau ne întâlnim, noi ridicăm din număr și nu știm. Păi aceeași de mulțumire am avut-o și eu când am văzut aceste declarații. Repet, este foarte ușor să-mi asum eu toate că până la urmă... Dar trecând peste chestiunea astea politice, efectiv, ca și măsuri, am întreprins efectiv sau nu am evident că am luat măsuri. Am făcut toate, am luat măsurile de îndată cerute de toate instituțiile. Constructorul a trecut la măsuri, iar acum este finalizată în scurt timp expertiza tehnică care va da soluția definitivă. Dar au fost decizii și măsuri luate de îndată și decizii care se vor lua după expertiza tehnică. Aceste lucruri s-au întâmplat și ceea ce a fost mai deranjat e că prefectura le știa. Garda de Mediu le știa. Toate aceste lucruri au fost făcute ca informare. Ok, apele române știau. Dacă scopul a fost să dai declarații să-l acuz pe dișe de ceva, ok. Asta a fost. Eu v-am întrebat că problema nu asta este. Pe fond, problema este că noi am luat măsurile de îndată, vom lua inclusiv măsurile pentru definitive după ce vom avea această expertiză și sper că în curând să terminăm închiderea. Asta m-a interesat pe mine, dacă am luat măsuri și dacă mai trebuie cu expertiză. Imaginați că nu suntem aici o armată de irresponsabili, să ne dăm seama că armatul care alunecă o rampă de 50 de ani cu gunoi acolo depozitat, tot gunoiul Crujului acolo, să stăm să ne uităm cum mișcă gunoiul și să ne uităm la el. Evident că am luat măsuri. Da. Probabil executivul știa, dar deliberativul nu cred că știa. Evident că... Bun. Noi aceste informări le putem face periodic la ședințele de Consiliu, pentru că am interesat situații de la o zi la alta, pe care noi trebuie să le gestionăm. Dar am vrut să fie clară delimitarea între rampa veche a Crujului și cei care sunteți clujeni sau știți prea bine că din 1970, cred că e rampa Crujului acolo, în același loc, vă imaginați cât bunoi s-a dus acolo timp de 50 de ani, da? Iar acum când s-o închidem, am avut acest eveniment. Ne-am trezit că se mișcă gunoiul. În operațiunea asta de a-l muta, de a-l acoperi cu pământ, în fine, după procedura licitată. În rest, încercăm să luăm soluțiile definitive după ce avem expertiza și să terminăm o dată închiderea. E cel mai important lucru. Dar colegii mei îmi spun, apropo, domnul consilier, la ședința în care Consiliul Țean a fost acuzat că nu ia măsuri, s-a luat o hotărâre. S-a votat o hotărâre pe stații de urgență în care s-a decis și s-a aprobat nota de constatare. Nici astăzi nu am primit, de când s-a întâmplat ședința de la prefectură. Acum o săptămână. Noi nici astăzi nu am primit hotărârea prin care s-a aprobat nota de constatare de către prefectură. Nici astăzi nu a venit de o săptămână. Acum ce să fac? Să sară fiecare zi să mă cer cu prefectul? Nu, am înțeles, dar asta nu rezulta din pozițiile publice și n-aveam nici noi cunoștință. Eu sunt întrebuitor cu dânsul că este tânăr și nepriceput, dar nu putem să ne războim toată ziua, oamenii așteaptă de la noi soluții. Nici eu nu vreau să ducem discuția politic, vreau efectiv să știm ce măsuri s-au întreprins pentru cultura noastră generală. Mi-e pare rău, domnul Bușcan, că domnul Bușcan cunoștea situația foarte bine. Acum, e o chestiune internă a PSD-ului, noi nu putem să intervenim la numirea unor sau schimbarea unor prefecți. Sincer, îmi pare foarte rău. Dânsul cunoștea situația, a fost acolo și când s-a făcut nota de constatare și sunt convins că ar fi comunicat mult mai repede cu noi hotărârile.